Am fost cu câteva luni în urmă la Rezina, sala de cultură arhiplină din Rezina, și am început să vorbesc. Și am spus, noi românii, și la un moment dat cineva din primul rând, domnul Davijan, noi nu suntem români, noi suntem moldoveni. Iată, fratele meu care locuiește la București, că acela e român. Și eu zic, domnule, zic, ce mamă genială aveți dumneavoastră să nască doi reprezentanți a două națiuni diferite. Deci lumea noastră e derutată în continuare.